Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. De această dată suntem în teren, mai precis în colonia de jos a municipiului Vulcan, aici unde de 6 ani de zile funcționează o stație de selecție, o stație de sortare a gunoiului menajer. Gunoiul este o problemă. În același timp poate fi și o importantă sursă de venit dacă toate aceste proceduri de colectare, sortare și apoi valorificare sunt respectate. În Valea Jiului în ultimii ani s-a vorbit mult despre această problemă a unui deponeu ecologic, s-a renunțat la ideea de a fi construit la Petrila, procedurile au întârziat și la un moment dat, așa cum mulți dintre dumneavoastră știu, a intervenit un blocaj. La Vulcan lucrurile par să funcționeze și mi-am propus în următoarele 10 de minute să stăm de vorbă cu primarul municipiului Vulcan, domnul Gheorghe Ile, pentru a vedea cum s-a implementat acest sistem de sortare, dacă cetățenii au înțeles ce înseamnă sistemul de colectare selectivă și cum pot deveni deșeurile o resursă importantă pentru administrațiile publice locale. Bine v-am găsit! Bine ați venit! O investiție care de 6 ani de zile funcționează. Da, într-adevăr, am fost plecat în străinătate și am văzut ceea ce se aplică în problema deșeurilor în străinătate și am încercat să fim puțin cu un pas înainte aici la Vulcan, astfel încât să nu ne prindă pe picior greșit această problemă a deșeurilor, care e o problemă nu numai în România, ci în întreaga lume. Sistemul de colectare, sistemul de triere, ceea ce reușim să selectăm din aceste deșeuri, să recondiționăm, să refolosim din aceste deșeuri, se face aici în stația asta de triere. Acest lucru l-am putut face prin mai multe programe și am început cu acel program O viață sănătoasă, un mediu curat. Ceea ce înseamnă pentru noi să învățăm cum să depunem toate deșeurile de la apartamente, să le depunem într-un container selectiv în anumite containere care sunt și chiar scrise pe ele, hârtie, carton, deci, practic, peturi, practic procedura sticlă, începe cu omul, care trebuie să facă educa în acest sens. Desigur, și am început acest lucru cu copiii din școală, pentru că am considerat că este cel mai activ în momentul de față să faci o asemenea pregătire, nu cu oamenii maturi, pentru că vor înțelege mult mai greu, ci copiii în școală, pentru că este viitorul lor în față și cu ei se pot rezolva aceste probleme mult mai rapid și vor înțelege mult mai bine acest lucru. Pe urmă, am venit și am făcut concursuri cu copiii privind selectarea deșeurilor, ceea ce se poate recupera din acele piese, din acele rămășițe sau aruncate la gunoi, au luat anumite obiecte și au făcut diferite lucruri din ele, care au fost premiate de către Pregoterm, astfel încât să le creăm o viziune despre ce trebuie să facă cu aceste deșeuri și cum trebuie să le selecteze, să poată fi separate mult mai ușor în stația de triere și să recuperăm ceea ce este posibil în ele, iar ce nu, să ducem la gunoi. Știți bine că prin clauza care o dă Uniunea Europeană, ca în fiecare an, trebuie să reducem numărul sau cantitatea de deșeuri care se colectează într-o localitate cu 10%. Ceea ce înseamnă pentru noi o problemă destul de mare, pentru că în fiecare an trebuie să scădem cantitatea de deșeuri. Pot să vă spun, față de anul trecut am reușit cu 100 de tone să scădem această cantitate de deșeuri. Deci dacă vom merge 10% în fiecare an să scădem de la 700, 800, cât am avut înainte, chiar 1000 de tone pe lună,
de deșeuri colectate din oraș. Acum reușim să aducem în jur de 600 până la 700 de tone în iarcă. 300 a scăzut cantitatea de deșeuri colectate până în prezent aici la Vulcan. Acest lucru trebuie continuat. Cum putem să facem acest lucru? Prin această stație de triere de la Vulcan. Aducem toate deșeurile, aici se selectează, urmăriți și dumneavoastră, un trior, unde se bagă toate deșeurile. Mai departe din acest trior rezultă acele materiale grosiere. Ce înseamnă acest trior? Acest trior, după cum îl vedeți, uitați care se învârte, este un tambur găurit în două... Deci acel tub. Acel tub care este perforat cu două tipuri de găuri, unele mai mici, altele puțin mai mari, și ce rezultă, trece în partea cealaltă care merge pe bandă și se selectează manual. Ceea ce înseamnă că sus, acolo în acea estacadă, acolo duce banda și acolo în estacadă sunt persoane care de pe bandă selectează cartonul separat, sticlele separat, tot ce trece de acest trior trece în partea a doua de selectare manuală. După selectarea manuală, se trece pe o altă bandă colaterală acelei estacade, unde ajunge într-un sistem de un tambur, de doi tamburi, care trec și perforează acele sticle, sparge sticle și tot ce se... Un fel de tambur cu țepi, care sparge și să spargă toate peturile care sunt închise cu dop, intră la presă și se presează, se face baloți, care se depozitează, după cum vedeți și dumneavoastră, aici în el se cântărește, fiecare balot se pune greutatea lui sigilată și vedem cantitatea, ați observat, mașina care a venit din oraș a fost cântărită, se vede cantitatea de deșeuri care se cântărește după ce se face selectarea și se face diferența și știm exact ce cantitate de deșeuri a fost selectată, cât reușim să ducem la groapă, cât reușim să vindem și cât ducem direct la groapa ecologică de la Bârcea. A existat o problemă în Valea Jiului, o problemă legată de modul în care se colectează, dar și de locul unde sunt depozitate aceste deșeuri. Vulcanul a avut practic ultima groapă funcțională din vale. Da, așa este. Vulcanul a avut ultima groapă. De fapt, nu putea să se închidă și groapa de la Vulcan, că nu era unde să depună deșeurile până când nu se făceau lucrările la Bârcea, să finalizăm lucrările la Bârcea. De data asta este în probe stația de la Bârcea și cred că în curând va fi funcțională și atunci vom reuși să ducem aceste deșeuri la Bârcea. Deocamdată noi avem acești baloți, îi depozităm aici în stație, aici în partea asta, în stația veche, aici se depozitează acești baloți și baloții vor fi trimiși la București și se vor vinde acele firme care colectează aceste baloți. Deci, practic, aveți un contract cu o firmă care preia acești baloți. Da. Cât de important ar fi fost pentru Valea Jiului, cât de important ar fi fost pentru oamenii de aici, pentru administrațiile publice locale, să avem un deponeu ecologic la Petrila, așa cum a fost proiecția inițială? Sigur, nu mai putem să spunem acum să trecem, să ne întoarcem înapoi în timp, deoarece lucrurile au trecut. Era foarte important dacă aveam un asemenea deponeu aici în apropiere, deoarece cresc foarte mult costurile la gunoi pentru cetățeni și vor crește în continuare, pentru că e transportul de aici, de la Vulcan până la groapă, sunt cheltuieli cu transportul, mașinile mari costuri care consumă. Pe care le vor suferi până la urmă sigur cetățenii, da. Sigur. Care se vor regăsi în prețul final. Implicit, aceste prețuri vor fi puse în gunoi. Deșeurile pot fi o problemă, însă în același timp pot fi și o importantă sursă de venit atunci când toată această procedură este respectată. Da, într-adevăr, noi am încercat permanent să ținem aproape și din acest motiv am reușit să menținem acest preț de gunoi la limita care a fost făcut prin proiectare, pentru că am reușit să vindem aceste deșeuri, dar este o limită când se poate reduce aceste costuri,
până la maxim și atunci, sigur, va trebui să apelăm la modificarea prețului la gunoi, când, desigur, nu se poate modifica prețul. Spuneți-mi cât de grea a fost această procedură de a lucra cu oamenii. Până la urmă eram obișnuiți și mulți dintre noi suntem obișnuiți să punem gunoaiele într-un container. Acum există aceste containere speciale, hârtie, carton, plastic, sticlă. Da, așa sunt este. Containere colorate. Așa cât de este. Greu a fost să conștientizați oamenii din Vulcan, pentru că putem suntem în Vulcan. Putem spune că încă nu am reușit în totalitate să rezolvăm această problemă. O mică parte din cetățenii au înțeles. În mod deosebit, eu insist pe tânăra generație, pe copii, să încercăm să facem acest lucru. Doar într-o proporție de 50% am reușit să facem acest lucru, să încercăm să colectăm selectiv, să putem separa deșeurile în așa fel încât cantitățile care vor fi duse la groapa ecologică să fie cât se poate de puține, pentru că depunerea în groapa de gunoi la Bârcea este foarte scumpă, pe tonă ajunge până la 300 de lei. Deci destul de scumpă, în care intră și taxa de mediu, inclusă la această taxă, pe fiecare tonă care o ducem acolo. Gândiți-vă la o cantitate de 500 de tone de deșeuri înmulțit cu 3. Vedeți dumneavoastră ce sume imense trebuie achitate la groapa de gunoi ecologică. În acest sens încercăm pe toate căile care le găsim mai urgente și mai bune să selectăm aici în stația de triere, să selectăm aceste deșeuri cât se poate de mult. Practic, ceea ce nu se poate comercializa, materialele care nu sunt reciclabile, sunt cele care vor ajunge la Bârcea, acolo unde va funcționa unul dintre cele mai mari deponeuri din întreaga țară. Există unul și la Horezu, însă cu limite și costurile ar fi mult mai mari să se depună la Horezu. Deci în momentul de față la Horezu este pe închidere și acolo groapa și se va închide cum va fi gata groapa de la Vâlcea, groapa de gunoi, se va închide și asta la Horezu și atunci nu vom mai putea duce acolo și până atunci sperăm că probele de la Bârcea vor fi finalizate și vom putea trimite și noi deșeurile la Bârcea să le depunem în groapa ecologică. Oamenii depun în continuare în întreaga Valea Jiului și în locuri neamenajate, doamnelor și domnilor. Am văzut acest lucru chiar la momentul la care noi veneam la filmare. O mașină a fost surprinsă, un autoturism cu remorcă, de către reprezentanții poliției locale din municipiul Vulcan, depunând într-un loc ce nu este amenajat. Sunt și resturi de materiale de construcții. Vedem acest lucru nu doar la Vulcan, îl vedem în întreaga Valea Jiului. Vedem adevărate focare de infecție pe malul apelor. Sigur, toate aceste lucruri costă administrația publică locală, pentru că vin cei de la Garda de Mediu și vă amendează. Sigur că da, și în acest sens nu au voie să depună decât în locurile marcate și aceste toate deșeuri trebuie trecute prin stație și ceea ce se poate recupera, dar nu vin să depună pentru că trebuie să plătească. Deci, în afară de gunoiul menajer, taxa care o plătesc normal în fiecare lună pentru deșeurile menajere, pentru dacă aduce altceva, alte materiale, trebuie să plătească la pregătire pentru ele și evită să nu plătească, se sustrag de la plată și atunci mai bine le aruncă pe malul apelor, pe zonele care sunt ieșite din vizorul poliției și așa mai departe. Iată, chiar aici, lângă stația de triere, aproape poliția a preluat. Uite, a fost nenorocul lor. Depunând ilegal lângă stația de triere. Până la urmă, conștiința omului funcționează. Vrem orașe curate,
Vrem spații verzi unde să ne simțim bine, să fim aproape de natură, însă mulți dintre noi nu prețuiesc vecinătatea cu mediul, bătându-și de foarte multe ori joc de ceea ce înseamnă natura. Vedem astfel de lucruri în întreaga Valea Jiului, vedem munți de peturi după weekendurile călduroase, când în zonele de agrement vin oamenii să campeze, să facă un grătar, să stea câteva ceasuri la aer curat. Vedem de asemenea și în orașe. Acum, sigur, lucrurile sunt discutabile, însă nu de puține ori am văzut oameni care aruncă hârtii lângă coșul de gunoi, în condițiile în care acesta era gol, pentru că de foarte multe ori este plin. Greu de lucrat cu omul. În primul rând, trebuie să vă spun că lucrăm la conștiința oamenilor și să pregătim tânăra generație, să pregătim pentru viitor, să explicăm că nu e momentul în care să mai tergiversăm aceste probleme a deșeurilor, ci trebuie să rupem ața și acum se face tot ce trebuie făcut pentru deșeuri, pentru că altfel scăpăm de sub control această problemă a deșeurilor și vom fi inundați de gunoaie, ceea ce duce la boli, la infecții și așa mai departe, ceea ce nu ne dorim. Spuneați mai înainte de toată lumea dorește un mediu curat, o iarbă frumos curată și așa mai departe. Eu cred că toată lumea. Dar, din păcate, mulți cetățeni aruncă pe iarbă, aduc câinii, se plimbă pe iarbă unde nu au voie și din acest sens am revenit și revin cu o nouă hotărâre de Consiliu în care vor fi amenzi mult mai aspre pentru cei care nu respectă legea și, desigur, vom lua măsuri cu fiecare în parte privind curățenia orașului, pentru că, iată, se întâmplă multe necazuri și tot felul de sesizări avem, că nu convine că este aici stația, că nu convine că este în oraș, lângă noi containerul de gunoi, dar am poze în care am făcut în Bruxelles, în Austria, la scara blocului. La scara blocului sunt puse containerele și în funcție de cum le întrețin cetățenii, așa au mirosul. Deci trebuie să înțelegem că trebuie să avem grijă și de aceste containere. Nu numai să avem să ni se facă, nu, ci să facem. Deci noi toți trebuie să contribuim la aceasta, nu numai primăria, nu numai pregotermul, ci toată lumea, inclusiv cetățeanul care depune, trebuie să pună în condiții de igienă acolo ca să le putem selecta. Iată, aici lucrează tot oameni din oraș, tot oamenii Vulcanului. Sunt oameni care lucrează, primesc sporurile necesare conform legii, peste tot lucrează și în Austria, și în Belgia, și în Franța, peste tot unde am fost în Italia, peste tot lucrează, că în mod special m-am dus să văd în ce condiții lucrează oamenii de acolo în stațiile triere. Exact în condițiile care lucrează și la Vulcan. Sporurile le dăm toate la acești oameni. Și respectăm și în mod deosebit sunt oameni care, într-adevăr, mențin igiena și aici, chiar dacă aici sunt gunoaiele, să vedeți acolo la ei, la bandă, au prevăzute mănuși, au prevăzut tot. Este foarte important de subliniat acest lucru, doamnelor și domnilor, vis-a-vis de modul în care se lucrează. Nu este o muncă ușoară să lucrez cu deșeurile, însă în același timp trebuie făcut și acest lucru. Cineva trebuie să-l facă. Ce se întâmplă cu groapa de gunoi din municipiul Vulcan? Groapa de gunoi, mai avem o zonă în care termocentrala avea un drum de acces care a fost obturat cu deșeurile. Am făcut un schimb de terenuri cu ei. Modalitățile e o problemă doar de scriptologie care se face între noi și CEH și vom intra în proiectarea, deci se lucrează la proiectul închiderii gropii de gunoi pe fonduri europene și eu spun că până la sfârșitul anului lucrurile vor începe. Noi am început în momentul de față restrângerea gropii, echilibrarea suprafeței, adică nivelarea gunoilor pe groapa de gunoi și până la sfârșitul anului să începem închiderea gropii conform normelor. Este foarte important acest lucru. Sunt oameni care se întreabă ce se întâmplă cu gropile de
gunoi din Valea Jiului cu locurile unde gunoiul era depozitat. Până acum a existat o discuție și la Petroșani. Cei de la Consiliul Județean Hunedoara s-au angajat ferm că gunoiul care acum se află în apropierea coloniei din municipiul Petroșani va fi transportat în deponeul de la Bârcea. Ați fost la acel deponeu, cum este? Da, acolo avem la alegere două soluții. Una, dacă cei care nu au stație de triere duc deșeurile direct la ei, le bagă în stația de triere a lor, costurile se dublează la cei care le vor duce. Iar noi care avem stația de triere, triem aici și ducem doar numai rezidurile care nu mai pot fi folosite. În acest sens, noi sperăm că cantitatea de deșeuri se va reduce foarte mult pentru stația de triere de la Bârcea, astfel încât să putem păstra ritmul de creștere a prețului la gunoi, să nu se producă o majorare excesivă a deșeurilor către cetățeni. Să nu resimtă cetățenii în buzunar aceste costuri dintr-o dată. Probabil ele încet, încet se vor alinia. În funcție de cât vom reuși să selectăm și depinde foarte mult și de cetățenii care depozitează și care depun acele deșeuri în containere. Spuneți-mi câte tone de aproximativ deșeuri ajung zilnic la stația de sortare? Aici, în stația de triere, intră aproximativ 700-750 de tone de deșeuri. Uitați, acum urcă mașina pe cântar, ea se cântărește, are tara mașinii împreună cu tot ce are pe mașină, în afară, bineînțeles, de cetățenii care lucră. Se face imediat, după numărul mașinii, se face diferența și știm cantitatea de deșeuri care s-a adus. Această greutate depinde și de atmosferă. Dacă plouă, sigur, umiditatea din ele se resimte, este cantitatea mai grea, dar, în general, între 700 și 750 de tone care vin în stația de triere de deșeuri. La ieșire, zilnic. După ceea ce facem trierea, noi reușim să ducem la groapă în jur de 450-500 de tone. Deci, iată, dintr-o dată 200 de tone reușim să selectăm și să punem pentru refolosire. Ceea ce este un lucru foarte important la momentul în care vor conștientiza și cetățenii, atunci vor fi eliminate și mai mult costurile care țin de toată această procedură, când oamenii vor fi educați în sensul în care sticla, unde e locul, plasticul, unde e locul, hârtia, așa unde este. E locul. Într-adevăr, aici trebuie să mai lucrăm puțin la educație și acest lucru facem inclusiv prin dumneavoastră televiziunile și de fiecare dată amintim acest lucru prin acei fluturași, acele broșurele care le dăm prin școli. Avem concursuri în fiecare an cu elevii din școli, facem concursuri pe tema deșeurilor menajere, primim de la fabrica care utilizează aceste deșeuri de cartoane și hârtie, primim caiete cu inscripția lor și spunem pe ele, aceasta este și munca voastră, deci a copiilor care adună aceste hârtii și le depun aici la pregoterm. Pe urmă, din peturi primim tot felul de premii pe care le acordăm copiilor la aceste concursuri și îi facem în așa fel încât să aibă o plăcere să vină să facă această operațiune de selectare a deșeurilor, să conștientizeze și să îi îndrume și pe ceilalți colegi ai lor să facă acest lucru, deoarece este binele lor. Mediul depinde de ei. Dacă va fi curat pentru viitor, nimeni din afară nu o să vină să le facă lor alte condiții decât ei. Trebuie să-și facă cetățenii Vulcanului împreună cu comunitatea, împreună cu firma de prelucrare. Toți împreună trebuie să facem eforturi deosebite să nu mai avem deșeuri, să nu fie mizerie în oraș. În ce măsură în următoarea perioadă veți reuși sau nădăjduiți să reușiți să
continuarea acestui proiect de implementare la nivelul școlilor, la nivelul liceelor, care este foarte important, sigur, e o perioadă pregătitoare, dar foarte importantă. Așa este, în momentul de față, noi lucrăm în acest domeniu cu Pregotermul, este firma Consiliului Local, dar, sigur, odată ce se va pregăti caietul de sarin și va fi licitația pe zona 4, firma care va câștiga... Zona 4? Zona 4 înseamnă Valea Jiului. Deci va fi un operator care va colecta, din toată Valea Jiului. Acea firmă va colecta deșeurile și de la Vulcan și în momentul respectiv vom avea o colaborare, primăria, cu acea firmă cu care vom continua aceste proiecte pe care le-am început cu Pregotermul. Probabil că Pregotermul va fi asociat cu acea firmă să poată continua lucrările. Depinde cine va câștiga această licitație și să continuăm această lucrare cu elevii, dat fiind faptul că este foarte importantă, este viitorul lor. Dar în mod deosebit firma va conlucra și bine cu acea firmă care a câștigat licitația pe stația de triere și depozitare de la Bârcea. Pentru că acolo este o altă firmă care preia aceste deșeuri. Și în cazul în care nu respectă condițiile care sunt impuse pentru acea cantitate de deșeuri, ori o bagă în stație de triere și plătește în plus, ori nu lasă să depoziteze în groapă. Întoarce înapoi mașina. Costurile sunt duble. Deci există și acest pericol. Sigur că da. Există riscul dacă nu respectăm normele cu ceea ce trebuie transportat în groapă și depus. Sigur, trebuie băgat în stație unde plătești din nou. Am trecut venind înspre stația de sortare, spre acest loc prin colonia de jos a municipiului Vulcan, sigur, o zonă unde au stat mineri, care a fost întemeiată cu mineri. Care sunt ultimele semnale dinspre complexul energetic Hunedoara? După cele două mine care se vor închide, Vulcanul supraviețuiește și Livezeniul. Întrebarea tuturor celor care ne privesc este: până când? Eu zic că în momentul în care vor rămâne cele două unități miniere și se vor axa doar nu numai pe cantitatea de producție și și calitatea producției extrase, să nu mai scoată la suprafață doar o cantitate mare de cenușă, de piatră, vor lucra puțin și la calitatea cărbunelui, vom avea izbândă să lucreze mai departe pentru a ține termocentrala Paroșeni. Vă întrerup punctual, pentru că această problemă nu a fost ridicată până acum. Calitatea cărbunelui pe care îl extragem. Eu ridic această problemă deoarece cantitatea de cenușă ce se depozitează la groapa de cenușă de la Vulcan, de pe zona gropii de cenușă, a crescut. Cantitatea a crescut foarte mult și s-a dublat cenușa depozitată pe groapă, astfel încât se va ajunge la o zonă să depășească cabana Căprișoara și acest lucru trebuie să scoatem din domeniul forestier acele terenuri și este foarte greu ca să deci putem... Deci există un pericol e și un aici. E un pericol și aici. Deci noi vom scoatem o cantitate mare de cărbune, dar cu steril foarte mult. Cantitatea de cenușă trebuie să fie sub 35% de la exploatare. Este un proces care poate fi evitat sau poate acestea fi. Sunt condițiile naturale, nu poate se poate fi. Altfel? Ba da, deci nu, condițiile naturale e 30 cenușa, dar cu acele distorsiuni care sunt în abataj, pierderi prin surpări și așa mai departe, se mai poate lucra la calitatea cărbunelui care este livrat, astfel încât să nu depășească cenușa de 35% în livrarea cărbunelui. Păi, și cine trebuie să facă aici acest lucru? Este problema unităților miniere care deci, face exploatarea. Directorii, fiecare director da, fiecare în parte, mină da? În parte. Aici e problema care pe noi ne îngrijorează, crescând foarte mult cantitatea de cenușă sus la
Căprișoara. Ce se va întâmpla acolo când nu o să mai încapă cenușe? Deja lucrăm, nu. Încape în continuare, dar de ce să utilizăm... Păi dacă în acest rind nu o să mai încapă. Păi nu, că dacă mai rămân numai două unități și cantitatea de cărbune scade, astfel încât cele două unități au fost selectate prin faptul că au cantitatea de cenușă mult mai bună. Dincolo de aceste lucruri, vrem să devenim o zonă turistică, întreaga Valea Jiului, nu vorbesc doar despre municipiul Vulcan. În acest context, nu credeți că acest proces de acoperire a urmelor mineritului ar trebui accelerat? Sunt multe clădiri în Valea Jiului, sunt multe locuri care nu au fost ecologizate corespunzător, care înnegresc această zonă. Da, într-adevăr, este zona unităților închise, se lucrează deja la ecologizarea zonelor respective. Eu vorbesc de Paroșeni, clădirile care au fost demolate au fost deja, terenurile au fost ecologizate, se poate semăna pe ele, noi am dispus să se semene iarbă în zonele respective, putem să le acordăm celor care sunt interesați să folosească terenurile. Eu zic că se lucrează concomitent cu ceea ce avem de făcut în continuare, eu zic că se lucrează și la asta. Așadar, putem deveni o zonă turistică în cel mai scurt timp și din punct de vedere vizual. Sunt foarte multe clădiri uitate pe dealuri, e și în estul Văii Jiului această problemă. Foste hale care acum nu mai au nicio utilitate, sunt doar scheleți de beton. Așa este, toate aceste clădiri care au fost abandonate sau predate administrației publice locale, ele trebuie să fie ecologizate de către întreprinderea de închideri de mine. Societatea Națională de Închideri de Mine. Ei fac aceste proiecte și vin și ecologizează aceste zone. La Vulcan au fost ecologizate până acum 3 zone și sunt mulțumit de ceea ce au făcut până în prezent. Vă mulțumim pentru aceste precizări și succes în continuare cu activitatea de aici, care este una intensă. Suntem de o jumătate de ceas și sunt deja 4-5 mașini care au venit aici. Da, așa este, se lucrează în flux continuu, după cum vedeți și dumneavoastră, permanent. Desigur, mai sunt și oameni nemulțumiți pentru că vin în zona asta, că miroase. Sigur că da, peste tot miroase, de-aia sunt sporuri pentru cei care lucrează aici. Aici lucrează tot oameni din oraș, ați văzut și noi stăm aici, deci nu mare nimeni că stă în zona asta, dar, într-adevăr, avem în mod deosebit, e o zonă când s-au depozitat acești baloți pe o perioadă mai îndelungată, dat fiind faptul că a fost problema asta cu Bârcea și am avut probleme până când nu sunt probele făcute la Bârcea. Sigur, se depozitează aici la noi până asta, dar ele nu durează mai mult de 15 zile, maxim cât timp stau aici balotate și sunt transportate la fabricile respective. Am încercat să încheiem contracte cu toate firmele care preiau aceste materiale, peturi, acele cutii de cola, de bere, aluminiu și așa mai departe, fiecare pe domeniul lor. Iată, ne-am dus la fabrica de ciment de la Kishkadaga să facem un contract pentru peturi, pentru a le livra aceste deșeuri și tot ceea ce ei mai pot să primească, ca să fie termenul ăsta de la colectare, de la balotare până la transport, să fie cât mai scurt.